Grădinița Spiru Vergulescu din Slatina și-a schimbat din acest an atât imaginea cât și menirea. De acum încolo, zeci de familii își pot lăsa aici copiii pentru întreaga zi. Cei mici vor fi în siguranță și vor avea parte de toată atenția unui personal bine calificat. A fost o grădință cu program normal până acum. Am luat hotărârea împreună cu doamna director și în colaborare cu inspectoratul școlar să o transformăm într-o grădiniță cu program prelungit. Din punctul nostru de vedere este cel mai bun lucru pe care l-am făcut, deoarece într-o jumătate de zi un părinte nu avea timp, abia ajungea să-și ducă copilul și trebuia să-l ia din nou la prânz și ori mama, ori tata, ori bunica sau cine avea grijă de copilaș avea restul zilei iar ocupat. Așa, cu o grădiniță cu program prelungit, știm că avem copilașul la grădiniță, îl ducem de dimineață, îl luăm după amiază și părintele sau oricine se ocupă poate să se ducă la serviciu sau să facă ce are el de făcut. Contravaloarea transformării grădiniței Spiru Vergulescu într-o unitate care răspunde mai bine nevoilor tinerelor familii din Slatina a fost suportată de la bugetul municipalității. Este o investiție a primăriei în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Anul trecut am reabilitat-o termic, iar anul ăsta am dotat-o cu toate cele necesare, cu pătuțuri, cu grup alimentar, mobilier, ca să putem să facem o grădiniță cu program prelungit. După cum ați văzut, sunt trei grupe de copii, una mică, mijlocie și mare, 70 de copilași. Fericiți, cei mici se vor obișnui, cei mari ați văzut că nu mai au nicio treabă, cei mijlocii la fel. Și cred că și părinții sunt la fel de fericiți pentru că nu mai au nicio grijă. Noua unitate de învățământ nu răspunde doar tuturor cerințelor în materie, dorinței părinților să aibă unde își lăsa copiii atunci când merg la muncă, dar și așteptărilor prichindeilor. Cei mici vor putea petrece ziua în clase transformate în adevărate tărâmuri de bază. La noi, la învățământul preșcolar, în primul rând trebuie să le facem plăcut mediul copiilor, ca ei să vină cu drag. Este vorba de acomodare, este vorba de socializare, de joc. Deci cam trăim așa într-o lume a poveștilor. Este greu pentru că nu e ușor să înveți un copil venit din familie să se acomodeze, dar este frumos. Ne iubim meseria. Administrația slătineană încearcă să vină în sprijinul familiilor tinere care au copii și doresc să revină în activitate. În acest context a avut loc și transformarea grădiniței Spiru Vergulescu, dar și demersurile făcute către autoritățile guvernamentale de a construi la Slatina o creșă cu 110 locuri.